Salut! Sunt șef Florin Dumitrescu. Bine ai venit în bucătăria Lidl. Astăzi gătim împreună pui cacciatore. Cacciatore este vânător în italian, așa că de ce această rețetă are trimitere către vânătoare, habar n-am. E o rețetă gustoasă, o rețetă clasică italienească, care are ardei gras, are măslină, are ceapă, usturoi, bineînțeles, și ciupercuțe. Sunt tot felul de variante de cacciatore. O să vă arăt acum cum o gătesc eu, cum îmi place mie să o gătesc. Trebuie să tocăm, bineînțeles, ceapă și usturoi. Ceapa stă la baza gustului. Usturoiul doar zdrobit, doar pisat, un pic. Ulei de măsline în tigaie. Lăsăm uleiul să se încingă și până atunci tăiem și pulpele de pui. Doar separăm pulpa superioară de ciocănele. Odată cu ceapa și usturoiul a călit, punem și două foi de dafin. Este o mâncărică tocăniță, așa să zicem. Chiar n-ai nevoie deloc de garnitură la această mâncare, pentru că sosul și legumele din sos înlocuiesc cu succes și garnitura. Punem pulpele de pui în tigaie și le lăsăm să călească. Practic aici avem o tigaie unică, ceva similar ostropelului, doar că cu mai multe ingrediente. Ardei gras și roșii merg împreună în același timp în tigaie. Trebuie doar să le spălăm. Ardeiul tăiem bucăți mai mari. Punem în tigaie. 2 ardei, 2 pulpe de pui, câteva roșii. Puteți să suplimentați pulpele de pui, eventual să fie mai multe. Punem și roșiile. Roșiile tăiate în 4. Avem ardeiul gras, avem roșiile, avem puiul, avem ceapa, usturoiul și foaia de dafin în tigaie. Văd că avem mai multe tipuri de măsline, vom face un mix între ele. Și acum luăm măslinele și le punem în tigaie. Combinația asta de arome, de gusturi, mi se pare că e perfecțiunea. Genul ăla de mâncare, așa, de pus în mijlocul mesei și împărțit cu toți cei dragi, senzațional. Îmi place foarte mult cum arată. Deja îmi place foarte mult cum arată. Și nu s-a întâmplat mare lucru. Să luăm câteva ciuperci champignon, le punem și pe ele în tigaie. O să evit plerotusul, pentru că plerotusul se face prea mult, se devine prea moale. Ciupercile spălate, curățate înainte, ciupercile mai mari tăiate în 4, ciupercile mai mici tăiate în 2. De asta vă ziceam că nu prea avem nevoie de garnitură la această farfurie, pentru că ea vine deja cu garnitură. Punem și ciupercile. Perfect! Puțină apă, foarte puțină apă, cât să ajute la formarea sosului. Iar acum punem un capac și lăsăm să fiarbă la foc mic timp de 45 de minute. Nu vă zic nimic de miros, că miroase senzațional. Senzațional! Aceasta este o farfurie perfectă, perfectă, perfectă. Genul de mâncărică de bunicuță. Acum bunicuță cu buletin de Italia, într-adevăr. Genul de mâncărică la nona. Foarte frumoase. Foarte, foarte, foarte frumoasă această mâncare. Acum, punem o pulpă superioară în farfurie și construim pe lângă ea toate ingredientele pe care le-am avut în tigaie. Și avem roșioară, ciupercuță, măslinuțe. Dar de ce folosesc diminutive, nu știu. Dar genul ăsta de mâncare, cred că mă împinge să fac treaba asta, nu știu. Mâncare cu sos. La farfuriile cu sos mult și care se gătesc în stilul ăsta, plating-ul nu este întotdeauna prioritar. Prioritar este gustul. 2 frunze de busuioc, puțin piper proaspăt măcinat. Vă urez spor la gătit și poftă bună, sau cum ar spune nona, bon appetito, sau cum ar spune cacciatorele, că de fapt aici e vorba despre un vânător.
V-aș ruga dacă se poate să îmi lăsați în comentarii care, Doamne iartă-mă, este legătura între vânători și acest fel de mâncare. Poate voi știți.